O Doamne, Tată, Te laud, Te ador, Te slăvesc. Ești Domn, Dumnezeu, Stăpâști, Creator, glorie. Te lăudăm cu slăvim, Te adorăm și îți mulțumim pentru tot ceea ce ești Tu și tot ceea ce ai făcut și astăzi. În slavă Ție. Te lăudăm, Te slăvim și îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul Iisus Hristos. O, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, îți mulțumesc că ai murit pe crucea din Golgota pentru mântuirea oamenilor. Îți mulțumesc că în planul Tău de mântuire ne-ai cuprins și pe mine, păcătos. Te rog, iată în toate păcatele, curățește-mă, Sfânt, Sfânt, pus pe crucea din Golgota. Și ajută-mă, Doamne, să nu mai păcătesc, să nu mai păcătesc, Doamne. Cresc o viață de bunință cu Tine și prin Tine, să cresc în asemănarea cu Tine, să fiu blând și smerit cu inima ca Tine, să iubesc cum ai zis, să iert cum ai zis, să mă doresc semnele cum te doresc, să cresc o viață de curățenie, de sfințenie, de slavă ca sfârșirea Tine, de sfârșirea. Te laud, Te ador, Te slăvesc, pentru Duhul Tău Sfânt, o, Duh prea Sfânt, Duh de viață Bucător, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, îți mulțumesc pentru iluminarea minții mele și înțelepții minții mele, îți mulțumesc pentru călăuzirea vieții mele, îți mulțumesc pentru mijlocirea Ta, o, Duh prea Sfânt, vină în viața mea, umple-mă cu Duhul Tău Sfânt, cădește-mi roadele Duhul Tău Sfânt, echipează-mă cu toate darurile Duhului Tău Sfânt care să mă facă folositor Ție și lucrării Tale. Dă-mi putere din puterea Ta de a Te sluji, de a Te răsti, de a Te mărturisi. Umple-mă cu Duhul Tău Sfânt și pe ca din mine să curgă Duhul Tău. Și noi avem niște chei, dacă ar fi puse în valoare. Doamne, Tu ești Dumnezeu și vei domni în veci. Întreg pământul este plin de slava Ta. Ești Creator, desăvârșit, dreptatea Ta vede cum se împlinește zi de zi în ce-ai promis. Să fii înălțat, să fii înălțat, Domnul dragoste, împărat, să fii înălțat, să fii înălțat, Domnul dragoste, împărat.